E bine să fii diferit de un om care este rău și să fii tu bun. Andrei vorbește ca un om mare, un adult închis în trupul firav al unui copil de 10 ani, a cărui copilărie a dispărut sub greutățile vieții. Am haine pentru școală, dar toți spun că vin cu acele haine în fiecare zi și că când am căciul de-astea așa mai de blană, mă fac ciubat. Am muncit din greu și am reușit. Parcă în ciuda colegilor, Andrei a mers în continuare la școală. A învățat și a ieșit primul din clasă timp de 3 ani la rând. Dar lupta lui a început de când s-a născut. A fost făcut la 6 luni. N-a crezut nimeni că o să trăiască. A avut 800 de grame, 31 de centimetri și a stat 3 luni la incubator. Născut cu durere și crescut în sărăcie, Andrei a simțit rare ori fericirea, deși o farfurie de mâncare ar putea să-i aducă ușor zâmbetul pe față. Da, mi-ar plăcea să am mereu ce să mănânc. Câteodată nu am. Au trimis niște oameni cu pachete pentru mine și le mulțumesc. Am avut de Paște ce să mănânc. Care e mâncarea ta preferată? Cartofii prăjiți. Când ai mâncat ultima dată de cartofi prăjiți? Să fiu sincer, acum 2 săptămâni. Dar Andrei nu are nevoie doar să-și umple burta, ci are nevoie să rămână în școală pentru a-și umple și mintea. Ce vrei să te faci când o să crești? Pompier. Să dau ceea ce n-am putut, ce am avut eu. Nu vreau ce să mă exprim acum. Să ajut lumea. Da. Ca să facă asta, Andrei are nevoie și de ajutor medical. De 10 ani duce pe picioare o hernie inghinală. Boala a evoluat, iar copilul nu are voie să facă efort și uneori nici să se joace. Andrei locuiește într-o casă veche, sărăcăcioasă, alături de niște bunici bolnavi și de mama lui. Ea este cea care încearcă să aibă grijă de ei. Uneori muncește cu ziua, dar toată familia trăiește mai ales din ajutorul oamenilor. Dacă n-ar fi fost mama bolnavă, poate aș fi făcut, pentru că nu am cum să mă împart. Acest ajutor ar fi binevenit pentru ei și pentru familia lor, pentru copil, pentru mama ei care este mobilizată la pat. Și... De la primărie, Andrei și mama lui au primit un ajutor pentru susținerea familiei, dar venitul abia dacă depășește câteva sute de lei lunar, iar Andrei merită mai mult.